Ce trebuie să facă cei de acasă? Să își noteze pe o bucățică de hârtie data lor de naștere completă, ajung la un rezultat cu două cifre. Noi am luat câteva exemple aleatorii. Corect. Aici noi am, ca să înțeleagă unde, de ce am ajuns la rezultatul cu numărul 4, ajungem la un rezultat cu două cifre, 31, 3 plus 1 egal 4, da? Și aici am luat acest exemplu de ce? Această persoană, de exemplu, într-o căsătorie sau într-o relație de un cuplu, într-o relație de iubire, dispune de o sensibilitate extraordinar de mare. Ia totul personal, are impresia că totul, fie că nu face bine, fie că nu se ridică la standardele partenerului, fie că tot timpul are așa o teamă și o sensibilitate și o frică de relații. Aici, exemplu, putem identifica această traumă, putem spune, sau acest dezechilibru. Această persoană, de exemplu, are nevoie... Este foarte ușor de provocat această persoană care are această linie și cei de acasă, de exemplu, dacă au această linie lipsă sau dacă au doar o cifră în această cifrare, n-a explicat Adina, practic, cum am făcut acel tabel, da? După ce am scris data completă de naștere, am creat un tabel în care vom umple fiecare căsuță cu câte cifre avem, da? De exemplu, avem în acea înșiruire, avem 3 de 1, da? Le vom scrie aceste cifre în prima căsuță. Cifra 2 lipsește, vom trage o liniuță, da? Cifra 3, o avem doar o dată, da. O scriem. Și tot așa, de două ori cifra 4, cifra 5 lipsește liniuță, cifra 6 lipsește liniuță, cifra 7 o dată o scriem, cifra 8 lipsește și cifra 9 de două ori, da? Bun. Cei care ne privesc, da, și vor vedea această informație, dacă identifică acea linie 2-5-8 lipsă, e un blocaj în relația de iubire, da? Pentru că ei sunt foarte sensibili și se încadrează sau se contopesc foarte greu într-o relație. După cum observ, da, acolo avem 2 de 4, lipsă 5, lipsă 6, da? Acolo la fel, este linia în care se identifică faptul că avem blocaje fie pe căsătorie, fie pe relațiile de cuplu. Ce se întâmplă practic aici? Vine un bărbat, stă 2-3 luni, pleacă și dispare ca măgar în ceață. Avem o căsnicie, dar e cu foarte multe suișuri și coborâșuri. Da? Asta pentru că odată ce îți lipsește această secvență numerică din data de naștere, tu ești un om sceptic. Aștepți foarte mult de la ceilalți, în schimb nu ești pregătit să oferi. De multe ori, cei cu această linie atrag parteneri care deja au fost căsătoriți, parteneri care vin așa dintr-o relație disfuncțională, dintr-o relație care trebuie să existe, ar trebui să fie, să zicem, vindecați, dar ei vor atrage parteneri și căsnicii nereușite. E linia blocajului în căsătorie și blocajului pe relație, da? Fie că avem lipsă toate cifrele, 4, 5, 6, sau fie că, uite, cineva de acasă, de exemplu, poate să aibă 4 și lipsesc 5 și 6, cum e sus. Cineva de acasă poate să aibă 6 și lipsește 4 și 5. Cineva de acasă poate să aibă 5 și lipsește 4 și 6. Pentru da? Că este considerată, Denisa, în momentul în care avem doar o energie aici, este considerată o energie slabă și e ca și cum nu ar exista și trebuie totuși acordat atenție acestui punct. Cei care identifică acasă lipsă cifra 3 și 7 trebuie să, și nu au reușit până acum să rămână însărcinate, nu au reușit să aducă pe lume un bebeluș, trebuie să iau în considerare această lipsă de energie, pentru că poate fi un punct de plecare în nereușita de a rămâne însărcinată. Chiar mai fi un punct de identificat aici, de exemplu, dacă cei care și-au făcut această schemă acasă și au lipsă în data lor de naștere 2-ul, deci cifra 2, energia 2 și 6, la fel există un blocaje pe partea de iubire, pe partea de relații, ți este greu să atragi un partener, ți este greu să poți să duci chiar o căsătorie. Sunt foarte mulți care sunt căsătoriți cu aceste energii lipsă, în schimb nu se pot identifica în această viață de căsătorie. I don't know.